Încep să suspectez. Dar el se vede clar că nu-i îngrijorat. Nu-i ceva în el, ceva suspicios. E bine dispus, ceva așa zâmbitor, zice, dar mai stai, de ce te grăbești? Mai stai să plece băiață, că se duce mai la dar asta am crezut. Că să mă ferească de copii, să nu băiață. Băiață era unul de 15-16 ani, altul de 17 ani. Să nu mă vadă. Am zis, tata, dar, peste vreo 10 minute, aud pași de la dar pe prunză. Șa. Poștă, se vede că vine și noi, după zgomul, cunoșteam. E fiară, e om. Omul face șap. Animale cu patru picioare, e un zgomot continuu, așa, se vede că cu patru picioare. E, mă uit, apare un om. Vasile. Era Vasile Mutrescu. Am venit la el și Mutrescu a venit la el și le-a spus, a stat de vorbă cu noi, dar cu tare. Tot ce v-am spus eu. Și s-a plâns lui de neîncrederea noastră. Și Iremia, când vine Vasile, dă mâna cu mine. Iremia era un barbat, a murit în închisoare, că am spus, toți aceia masivi, care mânca mult, toți au murit. Un bărbat de 2 metri și atât un spate și un piept, mânca mult așa. Cu prinderi, cu labele cele ca de urs, ne strige, băi, fratele, vă rog eu, stați împreună, că așa e bine. Gavriluță, eu sunt prieten cu Ionică, cu frate, jur în numele Dumnezeu sub cerul liber, aveți încredere, e corect, e cinstit, Vasile. M-am gândit și la ce spune el, 80%, dar luați o marjă de nesiguranță. Nici el nu poate să știe, purul adevăr. Dar ne dă ceva mâncare și Vasile se bucură grozav. Numai peste o cenoară, într-o văgăună sub vârful bâca corbului, care în carte unele arată așa cu securitatea, avea o colibă. M-am dus pe la el, la colibă, am mărit un pic, colibă era mică pentru un om, am mărit un pic pentru doi oameni, am stat 2-3 zile cu el, nu țin minte cât, era toamna, boncăritul cerbelor. Ne-am dus la vânătoare. Am stat o zi sau două și am împușcat un cerb. Frumos, o 5 ani, 300 de zile avea. Am luat câte un rucsac de carne, am venit la colibă, restul am îmbărit-o cu urzică, că musca la urzică poți să stea 3 zile vara cald în siguranță. Și am venit la colibă, Vasile a rămas la colibă și m-a dus la Suceviță cu rucsac de carne.
M-am dus pe la ei mei, m-am dus la Natalița și m-am dus și la Ioniță Procopciuc, nepotul lor, gazda noastră comună. Și eu am dat de multe ori pe la el, dar știam că ei acolo trag cel mai des.